E, vă ziceam înainte de pauza de publicitate că venim cu știri nou, bun. Sunt foarte proaspete acum, scoase din cuptor. Proaspete, scoase din cuptor, da. Treaba e că toate sunt cam la fel. Se căsătoresc dovlecii. Căutați pe net, e o carte, foarte mișto. Am râs în tren de se uita tot compartimentul, n-am prevăzut asta, mi-am luat o cărticică pentru tren, până la Pitești, că făceam naveta cu trenul la vremea aia, știți, am zis, mi-a și o cărticică, se căsătoresc dovlecei. Super. Și am început să râd atât de rău, încât a trebuit să ies pe hol, toată lumea se uita ponciș, că normal, n-a să fie... Între... Ce-ai, cocoană? Șui! Doar că aici nu se căsătoresc dovlecei. Regii își căsătoresc copiii, odraslele. Nu mai zice odrasle, exact. Mă, că sună peorativ. Bine, domnule, nu, de ce sună? Odrasle. Eu știu că se zice odrasle. Nu-mi place. Bine, deci regii României își căsătoresc copiii. De ce regii? Pentru că unul este al fotbalului, celălalt este al manelelor. Ai. Au muzicii de petrecere. Na, am zis. Să vedem materialul. Ce fum greu, dar nici nu s-au complicat. Trebuie să... Sunt miri care pregătesc o lună înainte cu coreografie. Eu fiind cu bursul cu toată ziua, suna telefonul, se căsătoresc dovlecii, le faceți o coreografie. Stai nebun, cu prize, cu dalea, cu știeri. Biata mireasă era cu rochii pe sus, cu alea. Ok! Uite, vezi, apropo de asta, e frumos parte. Momentul. Doar că momentul în care ai rochii pe tine, aia zi, machiajul, părul care stă și el, mă, și trebuie să stea. Părul ca părul, că te ia, te învârte, te aruncă, te sucește. Se numește priză, că am învățat. Știu că se numește priză, că vorba aia le-am făcut, ca să zic așa, și eu. Ne-am dansat și eu, am dansat. Doar că, uite, mi s-a părut mai... lejer așa, toate ce să ne bate în capul. Asta zic, doar e evenimentul nostru, facem ce vrem noi. Exact, doar că noi acolo am văzut doar imagini din timpul valsului mirilor. Și vrei mai mult acum. Da, vreau mai mult pentru că ăsta a fost doar Ianis și cu Elena. Însă Ianis Hagi. Ianis Hagi, da. S-a căsătorit Ianis Hagi. Ce vorbeam noi acum două săptămâni, când vorbeam? Că și-a pus nunta fix în ziua finalei campionatului. Băi, am auzit un bang, senzație. Ieri a fost ziua Franței. Da. Ieri, după ziua de alaltă, când au avut loc nunțile. Deci, practic, lipită. Zice, bă, de ziua Franței le mulțumim francezilor că au inventat sărutul franțuzesc, altfel ne mozoleam ca săracii. Bunez! Am pus-o la status acolișa. Da. Bun, foarte bun. Dar... curiozitatea mea nu este satisfăcută, ca să zic așa, pentru că... Vrei mai mult de la nunta lui Ianis? Vreau mai mult și de la nuntă, dar vreau și de la cealaltă nuntă a familiei. Minune! Adică trebuie să vedem și de acolo. Adriana. S-a căsătorit Fii Adriana. Se numește nuntez. Rostește. Nuntez. Ce înseamnă? Nuntă plus botez. Știu că și eu am făcut tot de asta. Ai făcut nuntez? Și eu tot nuntez am făcut. Ce să ne canonim de două ori? Păi e adevărat. Ne pupăm cu toate mătușile de la Văscuți o singură dată. Eu n-am purtat rochie de mireasă. Apropo, știați treaba asta? Eu m-am măritat, dar eu n-am avut rochie de mireasă. De aia a fost semn. Vezi? În curând te văd. Fii atentă. Eu am avut o rochie roz, rochie de seară elegantă, făcută de Răzvan Ciobanu, Dumnezeu să-l odihnească. O rochie foarte frumoasă, foarte elegantă, stilul meu așa. Dar n-am avut rochie de mireasă, tu. Fetiță, ăla a fost semnul. Tu ascultă-mă pe mine, sus te aude. În nici un an jumate vei purta rochie albă. Deci trebuie să mă mărit. Nu, că trebuie. Aoleu, stai. Nu trebuie să nimic. Simțesc. Cum? Eu de obicei când proiectez. Eu proiectez. Acum ai proiectat? Am proiectat. Păi dacă eu mi-am proiectat Sadguru și mi-a scris Sadguru mie. Deci într-un an și jumătate... Într-un an și jumătate în acest studio. Stai proiectez. Puțin, peste un an și jumătate sau până într-un an și jumătate? Până, oricând până într-un an și jumătate vei purta nu rochie albă, că nu o să-ți placă, o să porți o rochie albă spre unt. Ivoar! Nu! Mi s-a făcut pielea de găină. Stai liniștită, sora mea. Am primit, am vorbit. Și cine o să-mi țină voalul, ca să zic așa? Eu. Cine? Dacă ai zis-o, o duci până la capăt. Ai și tu două nepoțele, ceva? Nepoțică ești și tu, dacă vrei. Te fac domnișoară de onoare. Domnișoară. Și mai am două nepoțele, Raluca Bădulescu și Moris Munteanu.
Și ei să nepoțele. Să ne... Îl, da. Vezi și, îl vezi pe Moris mergând în linie. Îți dai seama. Hai că regina regească se bagă. Se bagă. Ea... Păi să țină și el ceva. Bă, dar cât, cât am mai... De el e frumos. Să țină, da? De urât, ține de cuiva. Cuiva căruia e. Cum o să fie? Ce să adică fie? Să cât voal o să cărăm, ca să știu să fac și eu niște antrenamente între timp. Aoleu, nu m-am gândit la asta. Vrei să ne gândim acum? Păi stai puțin. Stai să mă gândesc, dacă m-am măritat o dată, nu mă gândesc că m-am mai mărit a doua oară, la ce-mi trebuie mie. Tarirarirara, tarirarirara, vals. Și dacă o fac, nu o fac cu lume. O fac eu cu mine și cu... Nu e niciun fan. Păi de ce? Hai, mă! Dacă am învățat ceva în urma anilor de viață, noi am trăiți... Noi am fost 90 cu totul. Nu, nici 90, nu vreau. Am învățat așa, că este foarte important ca viața ta intimă să rămână, cum credeți, cum îi spune și numele. Intimă. Păi nu, că ai și tu 40 de prieteni care să vină cu soții, nu să fac 90. Nu vreau. Nu doresc. Deci dar gândit, pe tine, dar deci pe tine te gândit, chem. Deci s-a gândit. Bine, m-am gândit la treaba asta, recunosc că dacă ar mai fi vreodată. În detalii n-am intrat. Haideți să o luăm pe logică. Bine. De ce vorbim de mine că noi avem nuntile anului? Moment. Moment. Logic. Logic. E frumoasă de Încremenești? E. E deșteaptă de Încremenești? Nu prea. E. Încetați, vă rugăm frumos. Are tot ce trebuie? Da. E o femeie independentă? Da. Se mărită într-un an jumătate. No, o zis. Aia e, doamne. Ziceai de... Doamne, facă-se voia ta. Ziceai de valsul Adrianului. Da, vreau fica să vedem lui, și valsul. Adrian Simionescu, adică Adrian Minune. Că na, pe aia o cheamă Adriana Simionescu, deși nu mă cheamă, cred, așa, după un an, nu? Nuntez valsul. Vals. Bănuță. Atenție! Bănuță! Ascultați-mă, bănuță, Andrei Bănuță, iubirea vieții mele. Un om cum nu se mai inventează, nu se mai fabrică. Mai zi asta odată. Vai de mine. Mai trimit mesaj. Ia. Trimite-i. Hai. Mai zi, stai puțin, așteaptă. 3, suntem 2, la 1. Televizor. Acum, 3, 2, 1. Suntem la televizor și declar pe această cale că Andrei Bănuță este cel mai minunat om din lume și tocmai da. O să-l ascultăm cântând la nunta Adrianei. Bine, bine, nu, zi aici pe filmarea mea ce ai zis mai devreme. Ce e Andrei Bănuță? Cel mai grozav om din lume. Nu, iubirea. Iubirea vieții mele, da, are 24 de ani, sora mea. Iubirea vieții tale. Hai să vedem cum cântă. L-am întrebat cum o să arate femeia din viața lui. Știi ce mi-a răspuns fără să respire? Deșteaptă. Ha, ha, dacă e deșteaptă și frumoasă. Bănuță, ăsta e pentru tine, te pupăm.